Comunitatea universitară a Universității București intră de astăzi în grevă japoneză, deoarece Ministerul Educației nu a prezentat niciun fel de criterii obiective de repartizare a cifrei de școlarizare către universități. Senatul Universității cere ministrului să-și ceară public scuze pentru afirmația că Universitatea din București nu trebuia să primească un grad ridicat de încredere. PSD nu renunță la o parte din modificările controversate ale codurilor penale. Citiți pe gândul.info noile proiecte de modificare a codului penal și a codului de procedură penală publicate de Comisia Iordache. Aproape 10 milioane de euro doar din subvenția încasată anul trecut firma Agricost, care exploatează insula Marea Brăilei, scrie Ziarul Financiar. Agricost urmează să fie preluată de o companie din Emiratele Arabe Unite, care vrea să transforme insula Marea Brăilei în cea mai mare fermă de lucernă din lume. Guvernul federal din Elveția prelungește cu un an restricțiile pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari. În luna mai 2017, sub pretextul că imigrația din România și Bulgaria depășise cu 10% media ultimilor 3 ani, Elveția a activat o clauză din acordul cu Uniunea Europeană care restricționa piața muncii pentru cetățenii din celor două state. Gigi Becali anunță că se retrage din fotbal și cedează clubul FCSB nepotului său, de supărare că Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat de președinte al Federației Române de Fotbal. Potrivit prosport.ro, și Mircea Lucescu se declară dezamăgit de înfrângerea lui Ionuț Lupescu și a explicat că rezultatul votului a fost decis de cluburile de futsal și fotbal feminin. Gara centrală din Berlin rămâne închisă până vineri, iar o zonă de 800 de metri a fost evacuată în jurul unei bombe de 1,5 tone rămasă neexplodată din cel de-al doilea război mondial. Trenurile vor fi redirecționate, iar transportul în comun la suprafață și cel subteran vor fi serios afectate. Turcia va organiza alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate pe 24 iunie, anunță președintele Recep Tayyip Erdogan, invocând climatul geopolitic și problemele de securitate cu care se confruntă țara. Cu această ocazie, Erdogan va implementa un nou sistem constituțional prezidențial, eliminând postul de prim-ministru. Pentru a afla știrile de ultimă oră, intrați pe mediafax.ro.